Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, declarația mea politică se intitulează Ministerul Educației și tactica sistemului de învățământ pârjolit. Încă din luna februarie 2022, ministrul Câmpeanu a propus o nouă structură anului școlar 2022-2023, anume împărțirea acestuia în trimestre, prin renunțarea la semestre școlare. Între timp, domnul ministru s-a răzgândit, venind cu soluția structurării anului școlar în 5 module de învățare de 6-7-8 săptămâni. Deși spune că la baza acestei decizii s-a luat în calcul analiza unor experți din educație, tocmai cercetările din acest domeniu vin să-l contrazică. Fragmentarea anului școlar va continua lungul șir de măsuri care creează instabilitate și impredictibilitate în învățământ, fără să aibă vreun impact asupra reducerii gradului de analfabetism funcțional. Profesorii, elevii și părinții au nevoie de stabilitate și orice schimbare vine cu costuri enorme asupra funcționării sistemului de învățământ. Planul de așa zise reforme anunțat din minister mai cuprinde și măsuri care să ducă chipurile la optimizarea evaluării prin eliminarea tezelor, deci a evaluării intermediare formative și înlocuirea acestora cu o evaluare standardizată, digitalizată, bazată doar pe evaluare inițială și sumativă, în care corectarea să nu se mai facă de către profesorii cu care elevul lucrează tot anul, ci să fie distribuită electronic de către doi evaluatori care nu se cunosc între ei. Dar oare cine poate evalua mai bine munca unor elevi decât cel care le-a urmărit evoluția de lungul anului? Există vreun studiu care să arate că nu sunt bune tezele? Potrivit celor spuse de Ministrul Educației, aceste evaluări vor fi concepute de o companie specializată, deci o firmă privată, care să gândească subiectele evaluării standardizate naționale de la început și sfârșit de an. Astfel, statul român renunță la monopolul subiectelor de examen și la crearea propriului curriculu. Va avea loc o externalizare a serviciilor educaționale oferite din minister către alt astfel de firme. Câtă vreme acești specialiști nu sunt ai Ministerului Educației și nu au un jurământ de onestitate în fața acestei țări, ce anume garantează că nu vor modifica încetul cu încetul conținutul învățării și nu vor fi introduse în școală și în mintea elevilor și a profesorilor informații bazate pe ideologie, nu pe știință. Tot prin acest plan măreț de reforme, alături de săptămâna școală, altfel se va introduce săptămâna verde, astfel că pe altarul ideologiei radicale, elevii vor fi învățați că vinovați pentru poluarea planetei sunt părinții lor care continuă să mănânce carne și să se încălzească folosind lemne de foc. Pe această cale facem un apel către Ministerul Educației pentru a opri continuarea destructurării învățământului românesc prin măsuri sugerate de către așa zis experți, parteneri sociali sau ONG-uri cu agendă radical progresistă, fără reprezentativitate în societate. Militați pentru o Românie instruită și educată, prin reforme care să asigure protejarea continuităților structurale, a liniilor de forță culturale ale societății, cu scopul realizării suveranității educaționale a națiunii române. Vă mulțumesc! Cristian Ivănuța, deputat AUR.